Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii aprilie. O să vă spun că, la modul general, aprilie este o lună bună și optimistă. Mai exact, prima jumătate stă sub semnul noilor începuturi, a deciziilor imediate, a acțiunilor dictate de intuiție și flair. Totodată, mijlocul lui aprilie conduce spre puncte de confruntare a unor aspecte legate de autoritate, putere și control. Apoi, la sfârșitul zilei de 19 aprilie, atmosfera se degajează și se stabilizează. Astfel, suntem invitați să ne liniștim, să ne ancorăm în plăceri simple și să ne bucurăm de primăvară. Luna aceasta va fi foarte reușită pentru semnele fixe, în special pentru berbeci și vărsători. Adică veți fi foarte capabili în viața voastră profesională și veți avea parte de o promovare. Veți putea folosi rapid și eficient informațiile, ceea ce vă va câștiga admirația altora. Veți căuta pe cineva cu care să vă împărtășiți bucuria de primăvară, cineva pe plan emoțional. Pentru Tauri și Gemeni va fi un moment ideal pentru a vă găsi un nou partener sau prieten datorită influenței lui Venus. Veți câștiga suficientă forță pentru a ajunge la oameni, cei la care v-ați gândit anterior, dar nu ați avut încă șansa de a purta o discuție serioasă cu aceștia. Iar după 22 aprilie, conjuncțiile pe care Venus, Mercur și Soarele le formează stimulează spiritul de aventură și dorința de exprimare. Prin urmare, ne putem aștepta la schimbări, la oportunități surprinzătoare, care să ne ajute și să ne îmbunătățească viața pe toate planurile, de la cel relațional până la cel profesional sau material. Contextul astral al lunii aprilie încurajează competitivitatea, dezvoltarea, creșterea, astfel încât să avem posibilitatea să acționăm decisiv, activ, pentru a ne schimba viața în bine. Și sigur că vă voi detalia toate acestea la fiecare zodie în parte. Aveți pe ecran poziția planetelor în luna aprilie, pe tabel. Ca și evenimente de care trebuie să ținem seama sunt luna nouă în berbec, în conjuncție cu soarele, pe 12 aprilie. Tot pe 12 avem ceea ce se numește nunta cosmică, adică la ora 20:40, luna intră în Taur și Venus în berbec. Luna nouă este asociată cu noi începuturi, este cel mai bun moment pentru a reflecta la ceea ce vreți să schimbați sau la ceea ce vreți să aduceți nou în viața voastră. De aceea sunt bune ritualurile pe care le cunoașteți de la mine. Începuturile pot fi destul de neclare, adică ne putem păcăli sau înșela. Putem fi ademeniți și vrăjiți. Este o energie care ne poate izola. Ne poate aduce vinovății, fantezii, plăți karmice sau, cu multă pace și credință, ne pot aduce harul lui Dumnezeu. Acum, nunta cosmică, adică această lună nouă în berbec, înseamnă că lumina conștientul dată de soare se unește cu întunericul, subconștientul nostru dat de lună. Și prin această unire încep să împartă daruri pentru toți cei invitați, în special pentru cei născuți în preajma zilei de 12, din orice fel de semn zodiacal. Este momentul din timpul cosmic în care conștientul și subconștientul fuzionează, ca într-o nuntă. Iar această unitate de moment devine timpul perfect pentru a ne alinia conștientul și subconștientul, pentru a ne lăsa ghidați de divinul existent în noi. Pe 27 aprilie avem lună plină în Scorpion. Pentru că m-ați întrebat, zilele bune de căsătorie, analizând poziția lui Venus, sunt 1 aprilie, apoi perioada dintre 3 și 7 aprilie inclusiv și apoi între 17 aprilie și 20 aprilie inclusiv. Mi-ați mai cerut să vă spun zilele când nu se fac operații chirurgicale și aveți pe ecran un tabel cu luna plină pe tot anul, precum și zodiile care sunt influențate cel mai tare de acest fenomen. Luna plină
are influențe negative asupra organismului uman. Adică, contribuie la maladii, afectează vindecarea rănilor, care în această perioadă este semnificativ încetinită și ele se pot infecta. În această perioadă este recomandabil să evitați orice fel de intervenții chirurgicale, orice procedură medicală, chiar și vizitele la dentist. Pe lună plină trebuie să luați suplimente nutritive și vitamine. Înainte de a începe prezentarea pe fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysterious Pedia găsiți materiale speciale, altele decât pe YouTube, aveți titlul de acum pe ecran și mai aveți și concursul unei astrograme personalizate. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii aprilie pentru fiecare zodie în parte. Să vorbim despre gemeni și cei cu ascendent în gemeni. Trebuie reținut că luna aprilie se împarte cam în două segmente, cu energii diferite. O parte a lunii este preponderent plutoniană și o altă parte ne vorbește despre careul făcut de Saturn și Uranus, adică un careu, o bătălie de energie, ca să spunem așa, între stăpânul timpului și implicit al vieții noastre și revoluția. Pe plan energetic, pe care o simțim fiecare dintre noi în această perioadă. Și până pe 28 aprilie, toate planetele vor fi în mers direct și asta ne încurajează să ne mișcăm, să ne punem în funcțiune rotițele, să acționăm cumva. Aprilie este despre energie mentală și voi nu veți avea probleme de organizare. Mercur vă va da abilități bune de comunicare, care se vor manifesta atât în relații personale, cât și la locul de muncă. Creierul vostru va funcționa perfect, la capacitate maximă. Și totuși trebuie să aveți grijă la ce comunicați, pentru că o să regretați puțin mai târziu. Gemenii vor avea capacitatea să observe, să asimileze în mod mult mai eficient toate informațiile. De aceea ar fi ideal să faceți un studiu, niște lecții individuale, să aveți niște experiențe culturale sau chiar călătorii. Aprilie va fi o lună și a certurilor pentru voi. Oricine ar fi, voi o să vă certați, dar asupra lucrurilor mici, din păcate. Și o să regretați ceva mai târziu. Pe lângă conflicte, voi veți reveni și la niște vechi greșeli din trecut. Așa că, în loc să luptați cu asta, cu aceste sentimente, mai degrabă încercați să le analizați și să învățați ceva din greșelile trecute. Relațiile astfel vor fi într-o oarecare cumpănă. Pe 4 aprilie avem planeta Mercur, care intră în casa voastră 11, iar pe 12 aprilie avem luna nouă, tot pe casa 11, care este casa prietenilor, a noilor începuturi, a grupurilor din care voi faceți parte și vă exprimați sau lucrați cu ei. Este un bun timp să lucrați astfel într-o colaborare cu adevărat importantă pentru voi, dar și să vă faceți niște noi prieteni cu adevărat deosebiți, pe care o să-i folosiți, o să vedeți în lunile ce urmează. Ce te mai interesează pe tine în această lună? Păi, aspectul astral făcut de Soare și Venus, exact pe casa prietenilor și a aspirațiilor voastre, dar și Pluton, casa voastră 8, casa destinului și a surprizelor, casa datorilor karmice și probele pe care trebuie să le treceți. Soarele și Venus vă ajută să vă simțiți mai iubiți de către ceilalți, de către prieteni, de către apropiați și vă focusează pe planurile de viitor lung, îndepărtat. Felul cum vezi tu transformarea din punct de vedere psihologic și sufletesc este diferit văzut de prieteni sau de conexiunile tale și asta îți afectează proiectele de viitor în sensul că trebuie să le transform cumva, să le modifici ca să le placă și celorlalți, să le înțeleagă măcar. Pe moment, pentru că lucrurile se vor schimba după aia. Și dacă proiectele nu sunt tocmai realiste și fezabile, renunță la ele. Și mai este o perioadă importantă pentru voi și anume cea de după
20 aprilie, când Uranul și Saturn își înfruntă energiile și afectează planetele rapide din casa Taurului. Mai concret, Venus, Soarele și Mercur își unesc energia cu Uranul și totul are loc pe casa voastră 12. Casa emoțiilor, a temerilor, a viselor, a talentelor voastre nevalorificate încă. Așa că voi veți fi nevoiți să vă odihniți, să vă reîncărcați bateriile, să studiați ceva frumos și folositor, să vă priviți ca pe un ecran visele și gândurile și să le analizați. Cu siguranță că veți găsi ceva ca un fel de impuls, o stare de bine care să vă elibereze de temerile din trecut și să vă mai liniștească. Asta va avea mare legătură și cu fenomenul de lună plină în Scorpion din casa muncii și a sănătății voastre, ce se întâmplă între 27 și 28 aprilie. Este o energie destul de stresantă pentru voi, deoarece pe de-o parte Venus și Soarele vă obligă la o introspecție și o relaxare, măcar mentală. Și pe altă parte, luna plină zice că ceva trebuie schimbat, analizat sau finalizat pe partea de muncă și sănătate. Dar pentru că luna plină are loc pe semnul Scorpionului și asta se întâmplă o dată într-un an, asta ne ajută să ne transformăm și fie să vedem în mod diferit aspectele ce țin de muncă și sănătate, fie să schimbăm radical aceste aspecte. Sigur că responsabilități vor fi mereu, că nu putem scăpa de ele, din păcate. Dar astrele vă îndeamnă să le priviți cumva altfel, mai relaxat și mai cu grijă față de voi, folosindu-vă de cele 5 simțuri ale voastre. Și cu siguranță că da, să nu uităm de ritualurile de lună plină pe care eu vi le-am dat și pe care trebuie să le raportați la muncă și sănătate pentru voi. Ce mai este important? Nodul Nord în semnul vostru și asta arată că trebuie să stați focusați pe voi și ceea ce vă privește doar pe voi și cum trebuie să schimbați asta ca să vă fie bine. Ați văzut că eu în astrograme pun accent pe nodurile lunare și viețile anterioare ca să știți de unde vi se trag problemele. Aici nu avem timp de așa ceva, dar vă spun că nodul Nord în Gemeni înseamnă și dificultăți de comunicare, greutăți în a-ți modifica părerea funcție de alții, pentru că în alte vieți anterioare ai trăit numai după ideile și concepțiile tale. Așa că tu ai de învățat lecția comunicării, prezentarea logică, științifică și corectă a tuturor informațiilor. Și mai trebuie să faci ceva, să renunți la minciuni. Pe 28 aprilie, Pluto intră în mișcare retrogradă și va sta retrograd până în toamnă. Pluto guvernează organele sexuale, producția de hormoni, sistemul de eliminare și de reproducție. Astrologic, el înseamnă transformarea, regenerarea, reconstrucția, surprizele neplăcute, crizele, purificarea. În general, Pluto retrograd arată schimbări importante și bruște de-a lungul vieții, o posibilă perioadă de retragere, o singurătate, pierderea unor persoane dragi, precum și suferințe, care de fapt au ca scop final o evoluție importantă, majoră a spiritului vostru odată ce trece peste aceste probleme. Pluto are o mare putere de a depăși aceste evenimente. Odată cu Pluto retrograd, vei învăța să te eliberezi de influențele negative și de oamenii toxici din jurul tău. Nu ai nevoie de nimeni pentru a-ți construi stima de sine. Trebuie doar să-ți recunoști meritele și calitățile și defectele în același timp. Pe de altă parte, identitatea ta este întărită de relațiile semnificative de lungă durată și nu de prieteniile superficiale pe care le faci doar ca să te distrezi. Lecția importantă a Universului este să-ți urmezi inima, să construiești legături autentice și să-ți pui în practică pasiunile, dacă vrei să fii cu adevărat fericit. Rac și cei cu ascendent în Rac. O să vorbim precis și concis ca să știți unde să acționați. Prima parte de lună este vorba despre influența lui Pluto, care o să te afecteze
tu fiind un semn cardinal, iar partea a doua de lună va fi o parte de încrânceneri energetice dintre Saturn și Uranus, adică dintre responsabilitățile știute din viața ta, date de Saturn, și riscul de necunoscut pe care trebuie să vi-l asumați, dat de Uranus. Saturn este partea știută de tine, îndatoririle pe care le cunoști foarte bine, dar care te cam apasă, pe când Uranus este despre necunoscutul care te așteaptă. Așa că nu te lăsa prins în lucruri care nu îți plac, fie că este vorba despre slujbă, despre prieteni sau relații romantice. Aceasta este prima lecție a Universului pentru tine. Dacă vrei să eviți negativitatea și să te bucuri din plin de viață. A trăi înseamnă a-ți urma visele, nu doar a purta sarcini și responsabilități uneori inutile pe umeri. Pe 4 aprilie avem planeta Mercur care se alătură Soarelui și lui Venus pe casa voastră 10, iar pe 12 aprilie avem luna nouă tot pe casa voastră 10. Aici va fi activat și Pluto, de mișcarea planetelor rapide, exact pe relații, și asta va aduce transformări importante ale relațiilor existente. Așa că, după cum vedeți, aveți o mare activitate energetică pe casa denumită Mijlocul Cerului, care este și casa succesului, casa renumelui, a urcușului în carieră, stima și reputația voastră. Așa că mulți dintre voi o să vă uitați după o nouă carieră, o nouă activitate în sensul unei noi direcții. Sau pentru cei care nu sunt interesați de carieră, cu siguranță că este vorba despre modul cum o să vă implicați voi în vreo cauză care să servească lumii. Oricum, Pluto aduce transformări pe aceste zone și acolo unde nu dețineți controlul total, este bine să renunțați. Acum, nu este timp și loc de manipulare, unde, să fim sinceri, voi sunteți maestri, așa că trebuie să fiți deschiși și onești acum. Pe 20 aprilie avem Soarele care se mută pe casa 11 și acolo o să mai fie și Mercur. Uranus este deja pe casa 11, așa că o să aveți o aglomerare de energii pe această casă. Voi vă veți focusa pe obiective, pe speranțe, pe vise, pe dorințe. Este de asemenea un timp perfect pentru fixarea de noi colaborări, dar și conectarea la sufletul familiei voastre. O să vă sfătuiți cu persoane deschise la minte. Cum să vă schimbați în bine partea de țeluri? Cum să le îndepliniți? Pentru că mai trebuie să rămâneți și cu picioarele bine înfipte pe pământ, adică să visați la ceva ce se poate îndeplini. Trebuie să fiți pregătiți și pentru multe opinii contrare din partea altora, așa că ego-ul vostru va suferi nițel. Pe 24 aprilie, Marte intră în semnul vostru, un eveniment important care o să vă dea așa ca un brânci de energie și de adrenalină în a începe noi proiecte și a vă asuma anumite riscuri. Veți fi astfel cu toate motoarele pornite. Pe 27 spre 28 avem lună plină pe casa voastră 5, care se ocupă de relații, de sentimente, de creativitate și relația cu copii. Casa 5 are treabă și cu chakra inimii. Și pentru că luna plină are loc pe casa Scorpionului, cea care ne dezvăluie lucrurile ascunse ale noastre pe domeniile amintite, cu siguranță că ceva ce ține de propria ta exprimare va suferi transformări. Acum este și momentul să aveți puțină bună dispoziție, să vă mai și distrați, să scoateți la lumină copilul din voi. Așa cum știți, luna plină ne obligă să schimbăm ceva sau să încheiem ceva în domeniile amintite ale casei 5, să facem o întoarcere de 180 de grade spre a ne fi mai bine. Și dacă aveți dorințe vis-a-vis de relații, de copii, acum este momentul să faceți ritualul pe care eu vi l-am prezentat într-un material separat pe această temă. Iar dacă sunteți singuri,
atunci cu siguranță veți avea ceva ca o revelație în legătură cu o potențială relație, pe care fie să o duceți la un nivel superior, fie să o încheiați înainte de a avansa prea mult pentru că nu este ceea ce vă trebuie. Adică, un buton de trezire va fi atins și voi veți ști ce să faceți. Pe sfârșit de lună, adică pe 28 aprilie, prima planetă, adică Pluto, va intra în retrogradare și asta o să te ajute să-ți exprimi emoțiile, să aduci echilibru între tendințele contrare din sufletul tău, care se întâmplă acum în această perioadă. Așa că învață libertatea, acceptă experiența nouă, cunoaște oameni noi și îmbrățișează puncte de vedere diferite și perspective variate asupra vieții, pentru că o să vezi că sunt foarte bune. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsarea butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.